Bună seara, nu? Bună seara, Demo. Deci, în seara de bun, găsim pe microfon, să trebuie la treabă. Deci, tema pentru acasă. Aceasta. Clasa a șasea. Geometrie. Trebuie să facem aceea. Mai e nimic de întrebat. Tu ai ceva la geometrie? Cum poate eu? Să zice geometrizul. Hai să-mi dăm la niște probleme de aici, da? Da. Te va rog, când vezi? Pagina sunt din 130 încolo, problemele de geometrie. La 130, da? Încolo. Deci la 130 înainte sunt probleme de geometrie. 130. Teste de evaluare. Uite, mă. Unde vezi tu? Da. Da? Deci 142 mai. Da, am dat eu și facem un plus acolo. Așa. Zice așa. Se dau punctele oape. Se dau. Puncte. Se dă puncte O, A, B. O, A, B. Așa încât A aparține lui B. A aparține lui B. Așa încât A aparține lui B. O, A fiind de 3 cm. OB. Văd că în carte, bă, OB și o oază, când ne referim la lungimii, pune între două oale, lungimii, da. Simetri, așa trageți o oare acasă? Sau lăsați o oasă? Acolo sunt, cum spuneam, de la unghiuri. Nu mai e, nu. OA și OB sunt lungimii de latul, segmentul ăsta. Dar întrebarea mea este dacă le puneți în întrebare sau lăsați așa? Lasă așa. Da, la unul făcea chestia asta, acum nu mai facem. Nu, păi da. Deci ne referim la segmentul, la lungimea segmentului. Deci OA de 3 cm, OB egal cu 7 cm. Așa. Aflați OM, unde M este în mijlocul AB. Deci aflați OM. OM egal cu cine? E în mijlocul lui AB. E mare. Mijlocul lui A, segmentul A, B, închis, da? Adică și în capete și în trașile. Bun, deseu se iau, se dau punctele O, A și B. A aparține lui O, B. A aparține segmentul lui O, B. E foarte important, dacă lăsam ca înainte, deja ca O, A e de dreapta B. Acum, A între O și B. Asta îmi spune. Deci, nu sunt date la întâmplare, ci undeva este O aici, B-ul este pe aici și A-ul este pe segmentul A, B. A. Deci, din tot ce îmi dă ca informații, O, A, B, A aparține segmentului OB, asta trebuie să înțeleg. OA e de 3 cm. 3 cm. OB, tot ăsta, este de 7 cm. OM, cât e de mare? OM egal cu cine? Unde M este mijlocul lui AB. Atenție! Ne spune că M e la mijlocul lui AB. Adică asta, decât asta. Și întreabă autorul... Adică am lăi ca acum B, nu? Am lăi ca acum B. Asta înseamnă că nu-i mijlocul. Deci ne întreabă cât este o M de mare. Păi facem mai întâi OB minus OA. Ca să aflăm ca AB. Da. Și după împărțim la 2. Împărțim la 2 și după agățăm lui OA cât o fi semnătul acela. Deci ne interesează mai întâi să aflăm lungimea lui AB. Da. Da? Da.
Da? E zis bine. Deci A B este egal cu O B minus O A și egal cu bătându-o repede. 7 minus 3. 4 centimetri. Și acum hai să scriem așa. M aparține lui A B având așa încât deci M este segmentul AB, așa că M e la mijloc, adică traduce că A, M, egal cu M, B. Înseamnă că, cum AB tot, AB este de 4 cm, atunci AM va fi egal cu AM va fi egal cu M și egal cu cât? Cu 4... Cu părțile a 2. Da? AM egal cu MB. MB și egal cu 4 părți la 2 și egal cu 2 centimetri. Adică M egal cu 2 și M egal cu 2. Sigur că da. 2 ăsta și 2 ăsta. Și atunci OM cât ar să fie de mare? OM. Da, așa ne cerem. 3 și cu 2? 5. Da? Egal cu 3 plus 2 egal cu 5 centimetri. Asta am rezolvat problema aceasta care a fost propusă. Deci asta era problema 13. Acum, haideți să vedem problema 14. În care spune așa. Se dau punctele O, A, B și M. În ipoteză, și așa se scrie, da? Așa se scrie. În ipoteză avem punctele O, A, O, A, B, și respectiv ea. O este pe segmentul AB. O aparține segmentului AB. Deci O este între A și B. M este mijlocul lui AB. M. Mijloc. Mijlocul lui AB. Cum s-a scrie, dacă vreți să scrie mijloc? Mă aparține lui AB. Așa încât AM egal cu MB. Da? Deci mă, asta se traduce, mă aparține lui AB, dar nu oricum, e la mijloc. Așa încât AM egal cu MB. Adică, e pe noi, cum e O, unde la aiurea. Că O e tot pe AB. Dar nu e neapărat la mijlocul ăia. Adică dacă am face de figura, înseamnă așa. O e pe AB. Deci dacă aici este A și aici este B, O e pe undeva pe aici. Uite așa e pe O. O e pe AB. Dar M însă este chiar la mijloc. Adică M are altă calitate. Că împarte segmentul în două, deci M este chiar la mijloc. Adică AM, așa, egal cu MB. În ipoteză, autorul mai adaugă. Știm că OA e de 32 de centimetri. OA, cam mai rând, 32 centimetri. OM este de 40 centimetri. OM egal cu 40 centimetri. Aflați pe OB. În asta a fost ipoteză, în concluzie, OB egal cu cât? Înainte de a intra de problemă, citim cu foarte multă atenție. Ca poziționare am lămurit, cum este, da? Avem că O ai de 32 de centimetri. O, 32 centimetri. Adică O putea să fie și dincolo de M, că nu ne-a spus unde este. O să mai vedem noi. O, M, e de 40. Dacă O, A, O, A este de 32 și O, M este de 40, adică asta așa, de 40 de centimetri, nu ni se cere să aflăm pe O, B. Nu.
72 și mângâi și atunci... Ah, deci mai întâi se afund pe amă tot. Amă e compus din A, O plus O, mă. Da. Și când dacă știi pe amă, e cât mângâi. Da. Și la mână, da. Deci e bine observa aici. Deci o să zicem că amă, amă, demonstrație, da? Așa, vă amintesc că așa o zic, da? Demonstrație. Am este egal cu Darius? 42. Nu, egal cu AO, scrim așa. AO plus O și egal cu 32, acum înlocuim. 32 plus 40. Da. Și egal cu 72. 72. Că nouă mi se cere o B. O B din ce se compune? Din OM și O B. O B. O B e din O M și M B. Așa. O B. Te uiți, de unde pleacă, îmi ajunge. Și ce? Ca ți componentele, da? Deci O M este egal cu O M plus M B. Pe O M o știm. Da, 40. E așa, da, pe mâncă. Pe mâncă? Ba da, e 72. Corect. Că mâncă este cât a mâncă. Deci zicem, cum, cum, mâncă, egal cu a mâncă. Iar pe mâncă, pe a mâncă am aflat-o, chiar a mâncă am aflat-o mai sus, egal cu 72. Rezultă că și mă vârf e tot 72. Și atunci, aici pot continua, egal cu omul, ai spus foarte bine, 40, plus mă vârf, care am aflat acum 72, și face 112 centimetri. Și cu asta am aflat foarte rapid, am rezolvat și problema. Deci aici a fost important. Important să înțelegem că am încât mă bână și că am îți compune din A, O plus O, mă, da? Iar când privește O, B, care trebuie să-l aflăm, e O, mă plus mă bână. Și totul este la îndemână. Da, să vedem o altă problemă. Deci, iată, probleme ușurele sunt la început. Probabil că apar și mai dificile mai târziu. O să vedem noi. Tu, spui, Darius, tot în școala TV și acum sau? Nu? Tu ești la ore, în concret? Da. Și mai ai o temă? Nu. Nu, nu, nu. M-a zis că acum vreau să lucram mai decât de teză și... Păi, o să lucrăm și noi când facem o raportare la algebră, chestiuni de test, așa. Dar mai mică mix. O parte, la mică mix, o parte în geometrie, o parte algebră, ca să nu îmi curgi două teze. Da. Sigur, pe rapport. Așa suntem tot în teze. Da. Deci nu dau din două părți. Da. Ci în cadrul tezei aceea avem și algebră și geometrie. Se contă trei puncte. A, B, C, A, parțin segmentului O, semidrepte O, M. Deci fie, în ipoteză, fie A, B și C, care aparțin, aceste trei puncte, aparțin semidreptei O, M. Adică ce înțeleg eu asta prin scrierea și asta O, e originea semidreptei și M, într-o parte, nu se termină niciodată, da? Deci când am zis voi, M, eu așa trebuie să înțeleg. Plec din O, și mă duc, să spunem, în partea asta, nedeterminat. Și ca O este originea, de-am închis, și el este un al doilea punct, de două puncte de singur, trece o dreaptă și nu mai e. Astfel încât, OA să fie de 2 cm. O, OA, 2 cm. OA, 2 cm. OB de 6. OB e cam 6 cm. OC de 12 cm. Fie de E și F, mijloc să-i segmentelor.
jocului AB. D, mijloc, mijlocului AB. Cum scrieți asta matematic? D aparține... Așa. Deci D aparține lui AB, segmentul AB, dar nu oricum, ci la mijloc, așa încât, cum o să vezi, Darius? Astfel încât D egal mijloc. Cum traduci în scriere? Așa încât D A egal cu A cu D V. Așa. Deci dacă D, vă închipuiți așa, A și B este așa, și D la mijloc, trebuie să fie A, D egal cu D V. Deci am zis că D e între punctele A și B, dar acum că e mijloc, spune, tradus în limbaj matematic, A, D egal cu D V. Dar eu-i mijlocului de ce? Eu-i mijlocului de ce? Eu? Eu, dacă e mijlocului de ce, spune mie aparține lui. M aparține lui. E aparține lui de ce? Așa încât, ca să fie la mijloc, vă spune? Băie egal cu... Băie egal cu... E... Ce? Asta e traducerea, da? Și F, mijlocul segmentului era ce? F, mijloc. Ce înseamnă că F e mijlocul lui AC, Ștefania? Înseamnă că F aparține lui AC. Da. Astfel încât, așa încât, încât F A egal cu A, A, F, F egal cu F, C, da. Arătați că segmentele D și B, F au același mijloc. În concluzie, deci arătați că două puncte. D e și B, F au același mijloc. Asta e concluzia, da? Concluzie. Hai să ne întoarcem și pe problema noastră. Deci fie ABC, trei puncte, așa încât OA să fie 2 cm. Deci OA, 2 cm. OB de 6 cm ar fi de 3 ori, nu? Câte ori de fac 6? Cam vezi pe O. Deci OA, OB acum e de 6 cm, deci hai să zic pe ăsta noastră așa. OB de 6 cm. Iar OC e de 12 cm. C e de 12 cm. Mă, ăsta e numai ca suport pentru semidreaptă. Îl putem pune în oriunde vrem noi, da? O zi semidreaptă, O e I suport pentru atrasare. Acum, OC e de 12. Ce înseamnă ca mărime cât? Adică 12 minus 8. Nu? Dacă tot OC e 12, dacă tot, e dublul lui OB. Că până aici e 6. Da. Nu așa ar trebui să pun? OC clar pe aici undeva. Da? Deci atunci OC care e de 12 cm. Deci, OA, văd dacă am scris ipoteza, OA e de 2, OB de 6, OC e de 12. Din mijlocul lui AB, de la A la AB, D la mijloc. Da? D-ul. Da? D-ul e mijlocul AB și pun că sunt egale segmentele astea, uite așa. Segmentul ăsta e cât ăsta. Asta înseamnă că am pus că e la mijloc. Eu e la mijlocul lui BC. Eu, mijlocul lui BC. Eu, mijlocul lui BC. Eu, mijlocul lui BC.
Și Eful în mijlocul lui Race. Eful în mijlocul lui Ace. Adică de la A până la C. Adică e între ce? E între... E B. B și... Da. B undeva la... Da, la B. Lângă B. Da. Pe lângă B, ziceți voi, da? Da. Dacă orice e de 12, cât e de la B la C, ca mărime? De la B la C... C. 24. De ce? Că tot orice-ul, toată asta, a, nu, toată asta era de 12. Da. Și asta e de 6. Cât este crezi de ce-ul? Facem orice minus... Orice minus OB. Da. Adică cât? Orice minus OB. Adică 12 minus 6. Corect. 12 minus 6 și face 6. Da. Deci BC toate este de, încă o dată, BC 6. Și cât ar fi asta? Mai B, 3 nu mai și 3. 3 și 3, nu? Da. Deci asta ar fi 3. Dacă toate e 6, asta e 3 și asta e tot 3. Și acum zice autorul că mijlocul lui OC. Mijlocul lui orice, așa vorbește, F este mijlocul, pardon, al lui AC. AC. Deci mijlocul lui AC. Păi... Asta e de 2? Așa zice, da? Da, da. Cât este asta, B, C? 6. Toate de la 8 până la B, 6. Atunci cealaltă e 4. 4. Și asta va fi 2 și asta 2. Da. Pentru că asta e 2, 2, 2, nu? Da. Deci, practic, am mai descoperit ceva, că astea sunt de 2. Și acum, zice, mijlocul e mijlocul AC. Mijlocul AC. AC-ul din ce se compune? Din AB și BC. Adică, eu am zice... AD plus DB și... 2, 2, nu? Da, 2, 2, 2, 3 și 3. Da. Adică 2 și cu 2? 4. 4 și cu 3? 7. 7 și 3, 10. Da. Deci toată AC e de mărime 10. Și mijlocul AC ar fi jumătatea mea 10, adică 5. Adică ar trebui să mă duc 2, 2 și să iau 1 de aici. Da. Da? Așa ar trebui. Deci F-ul spune că e jumătatea lui AC, deci trebuie să fie de 5. Cum ăsta tot e de 3, iau o singură parte. Deci F-ul aici trebuie să fie. F-ul ca poziție este a F așa, cât e din marea F, e de 5, după ce am făcut de calcul. Arătați că de E și de F au același mijloc. D, E și B, F au același mijloc. B, F, D, E și B, F. Nu prea pare așa. Da. Deci, de E, arătați că de E și de F au același mijloc. Pare rău, nu prea, pare așa. Hai să mai citim o dată. Când ceva nu e clar, trebuie să mai citim ipoteza. Deci, OA, cât e de mare OA? 2 cm. OB, 6 cm. Adică, 2 și cu 4 fac 6, da? Și cum D e mijlocul lui AB, atunci cele toate trei sunt de 2. 2, 2, 2. Bun. Orice toată, de la O la C, este 12. Adică orice e OB plus încă BC, tot 6. 6 și 6 fac 12, nu?
Așa am zis noi. Că dacă orice toate este de 12, de la O până la B e 6, de la B la C trebuie să fie tot 6. Da? Da. Tot 6. De la B la C trebuie să fie tot 6. Și mai îmi spune că e de un apăr văzut. Eu e mijlocul lui BC. Eu este mijlocul lui BC. Și cum BC era de 6, la B la C era de 6, eu fiind la mijloc, 3 și 3 va avea. Corect. Iar F-ul e mijlocul simetrului AC. F-ul este mijlocul lui mijlocul lui AC. De la A la C am 2, 2, 4 și cu 6 și cu 3 și cu 3 cu 6 în final 10. Mijlocul lui AC, F-ul, ar însemna că mă duc 2, 2 și 1 aici. Îmi rămâne partea asta de 2 și un 3. De două unități cu 3 fac tot 5. E perfect. Arătați că segmentele D, E, D de la D la E, D E cât e de lungime? Un 2 și un 3. Deci D, E e de aici de la D la E. Deci un 2 și un 3. 2 și cu 3 fac 5. Mijlocul ar fi pe aici, la 2 și jumătate. 2 și jumătate. Deci mijlocul lui D e, mijlocul lui D e, e pe aici undeva. Să notăm cu cine mijlocul lui D e, să notăm cu P. Cu P. Da? Cu P mijlocul. Acolo ar fi mijlocul lui D, E. Și mijlocul lui B, F, B, F, E, P. Aaa, ai dreptate. De la B la F, ăsta e de 1. Da. Și împărțit în 2, este excelent. Da. Dar 0,5. Hai că e bună, doamne, corect. Vezi? N-am înțeles-o noi. Insista. Deci mijlocul lui B, D, pardon, D, E, de la D până la E, am un 2 și un 3. 2 și un 3 fac 5. Mijlocul, 2 și jumătate. Deci de la 2 mă duc în 0,5 și îmi fixez punctul P, care e mijlocul lui D, E. Mijlocul lui B, F, cum îi toți 5 cm, că ăștia sunt 2, știți că n-am zis că are 5, de la D la F, am zis 2 și jumătate. Ei bine, aici P-ul e și în mijlocul lui P-F, că e 0,5 și 0,5. Unitatea asta a fost dată două. Deci trebuie să reținem că fostul 3, ca să ajung la 5, cât F-ul sunt mijlocul la C, e 2, 2 și 1, 1. Iar când am ajuns în mijlocul lui BF, deci ăsta e 1. Am să fac așa. Deci, 1 cm. BF. Deci BF este 1 cm. Și fiindcă l-am dat în 2, e 0,5 și 0,5. Dar și de la A până la P, e tot 2,5. Că el tot AC era de 10 și când a dat în 2, 2,5. Într-adevăr, mijlocul lui DE, mijlocul lui DE, care înseamnă de lungime cât este DE, dintr-un 2 și un 3, 5, dat în 2, e 2,5. Și am găsit aici. 2,5. Mijlocul, deci lui D, E. Mijlocul lui B, F, este tot punctul P. Da. Da?
Și am înțeles asta, da? Hai să vedem cum facem demonstrația. Să demonstrați. Să ne clarificăm noi atâta ca informații. O A e de 2, O B e de 6 și O C e de 12. Începem. Cum credeți că începem? Faptul că O B e de 6 și O A e de 2, dar lucrul care avem în ipoteză, am putea afla acolo pe cine? E O B. O B este dat. Vezi? Este dat 6. O A e de 2. Pe cine am putea afla de aici? Dacă de la O până la B știu, de la O până la A știu, n-am putea A, B? A, B. Mai întâi A, B. Tot A, B înseamnă O, B minus O, A. Da? Deci să zicem, demonstrația începem așa. O, A egal cu 2 cm. Dat în ipoteză. O, B e dat de 6 cm. Tot în ipoteză. D, B, A, B de aici. De aici, cred, A, B este egal cu cine? Darius. A, B. A, B este egal cu 6 cm. Nu, scrie ca mări O, B minus O, A. O, B minus O, A. Și egal cu 6 minus 2, egal cu 4 cm. Hai să fructificăm idei la mijloc din toată povestea asta. Faptul că D la mijlocul lui avem, avem asta. Atunci înseamnă că 4 împărțit la 2. De acolo putem trage concluzia că D va fi egal cu D și egal cu 4 împărțit la 2, egal cu 2. Da? Deci, începem așa. Cum D aparține lui AB? Deci D este pe AB. Așa încât AD egal cu DB. Egal cu D, B. Așa. Iar toată AB este cât de mare adăugăm de sub. AB am aflat-o mai înainte, este 4 cm. Rezultă de aici. Că AD egal cu D, B și egal cu? Cu 4 cm. AD egal cu D, B și egal cu 4 împărțit la 2 și egal cu 2 cm. Cum OA este tot de 2 cm, OA egal cu 2 cm, înseamnă de astea două că OA este cât AD și cât DB și egal cu 2. Toate trei egale. OA este cât AD și egal cu DB. Deci OA egal cu AD, egal cu DB și egal cu 2 cm. Bun. De la capăt să vedem așa, tot în ipoteză, avem că OC toate cât este? 12. Iar OB cât este? 6. Deci OC toate 12, OB 6. Am putea afla pe BC? Tot 6. Așa bine, nu? BC va fi din tot OC-ul, scădem pe OB, și știm că va da 6. Deci, zicem, cum OC egal cu cât? Cu 6, cu 12. Da? Cu 12 cm. Din ipoteză. Cum OC e 12. Iar OB egal tot cu 6 cm. Din ipoteză. Deci cum OC e de 12, OB egal cu 6, rezultă că... Înseamnă că OC egal cu... O știm cu OB, OB nu, sub BC. BC, deci rezultă că BC
10 egal cu orice minus o de n. Da? Dar și bine 12 minus 6 egal cu 6 centimetri. Deci egal cu 12 minus 6 egal cu 6 centimetri. Asta este logic. Mai știm că E este la mijlocul lui BC. Deci o să spunem, cum avem ca informații din ipoteză că E aparține lui BC și nu oricum, așa încât BE este egal cu EC, BE e egal cu EC, din ipoteza asta, nu? Că tocmai am tradus că E în jocul lui BC și mai adăugăm că am aflat noi, am muncit la dinaur și am arătat că BC este de 6 cm. De aici, din astea două, rezultă că A e egal cu E. B e, cum să spui. B e egal cu E, C. B e egal cu B, E. E egal cu E, C. Și egal cu cât cu? Egal cu 2, 3 cm. 3 cm. Bun. Mai avem că F e mijlocul lui AC. Dar cât e de mare AC-ul? AC. E de la... adică... 10 cm. 10, ai zis noi, nu? AC-ul se compune din AB plus BC. Da. AB am zis că e 4, BC este 6. Deci tot AC, hai să scriem chestia asta. Deci, zicem că AC AC egal cu AB plus DC și egal cu AB AB am aflat-o, uitați aici. Nu? AB 4 BC-ul am aflat-o și pe ea undeva unde am fi aflat-o noi pe BC. BC, uitați, BC este 6 4 cu 6 și egal cu 10 cm. Și cum F e mijlocul lui AC. Înseamnă cu F egal 5. Egal, da. Deci cum F, scrim așa. Cu F egal, F aparține lui AC, dar nu oricum, e chiar la mijloc, așa încât AF egal cu FC, AF egal cu FC. Rezultă din astea că AF va fi egal, AF ca lungime, lungimea segmentului la F va fi egal cu 10 egal cu FC și AF egal cu FC și egal cu 10 împărțit la 2 și egal cu 5 cm. Ei, dacă tot AF-ul este 5, AB-ul este 4, cât va fi BF? 1. Deci cum AB egal cu 4 cm. Iar AF egal cu 5 cm. Rezultă atunci că BF egal cu un centimetru. Dar spune că mijlocul lui BF F aparține lui BF. Deci este pe BF. Așa încât BF BP egal cu BF.
Da? V, F. Egal cu V, F. Rezultă atunci că B, B... Egal 0,5. Exact. B, B va face 0,5 cm. Cu cine este egal A, B? A, P sau A, B? A, P. A, P. Cu 5. Egal cu A, P este 4, 2 și cu 2 și cu 5. Și cu 0,5. E 4,5. Da. Până la F era de 5, da? Da. Deci, A, P e compus din A, P, plus B, P. B, P. Și A, B este, știut, este de 4 centimetri și cu... Și cu B, B care e 0,5, egal cu 4,5. Da? Înseamnă că el este de 4,5. Sper că am spus bine, nu? Da. 2 și cu 2 și cu 1, 4,5. Egal cu? 4,5. Așa, egal cu 4,5. Ce ai venit? Pe, acum, o să zic așa. De la A, la trebuia ca mijlocul lui BF, BF, mijlocul lui BF e 0,5, că P este 0,5. Deci mijlocul lui BF și cu D e. D e. Asta era. Deci de la D la E am 2,5. 2,5 plus 2. Plus 2,5, că asta e tot 2,5. Mai bine fac 5, da? Da. Deci, D... D... E... D... D e, da. D, D e. O să zic că D e este egal cu... Con... D, B, plus B, e. D, B, plus B, e. D... B plus B. B e. Și egal mai departe de B e de 2 și asta e de 3. 2 plus 3. Și egal cu 5 centimetri. Și jumătatea, jumătatea cu 5. Egal cu 2,5. 2,5. Și atunci D, B, D, B, egal cu B, D, B cu B e. Și egal cu 5 împărțit la 2 și egal cu 2,5. Și iată că m-am arătat că mijlocul lui BF este mijlocul și al lui DE. Deci mijlocul lui BF care este cu 0,505 și cu mijlocul lui DE care înseamnă 2,5 fost împărțit la 2,5. Și cu asta am arătat. Deci, cum am arătat chestia asta, înseamnă că mijlocul lui B, nu, mijlocul lui BF, BF, egal cu mijlocul, mijlocul lui DE, mijlocul lui DE. Și am venit cu problema rezolvată. Nu cu problema. Mai vedem o dată. Deci autorul ne-a dat niște, un minim de informații. Întotdeauna. Deci e foarte zgârcit, nu îți dă decât minim cu putință. Și tu, pe baza informațiilor pe care le ai, trebuie să reușești să arăți, uite, DE și BF au același mijloc. Acum, informația a fost de la O până la atât, la O la B atât, la O la C atât. DE mijlocul lui AB, E la lui BC, E fa lui AC. Deci, știam de la O la A, de la O la B, de la O la C. Logică.
diverse mamării, autorul îi dă destul de interesant 2 și pe urmă dă o B de 4. Asta înseamnă că o B de 6. Asta înseamnă că tu repede vezi cât este A, B. 4, că se vede de 6 pe 2 și face 4. Și împărțim în 2, pentru că avem dă-i ghijocul la B. Deci, construim tot. Apoi, dacă știi pe O, C de 12, O, B, I de 6, afli pe BC, ca diferență. Și dacă știi pe BC, fiindcă eu e la mijloc, știi pe B, F și pe F, C, 3 și 3. Mai spune mai departe că eu, F, e mijlocul lui, cum îi spune, al lui AC, de la A la C. Ei, dar de la A la C se compune din 4 și cu 6. Adică 10. Sau mai ușor puteam să facem 12 minus 2. 12 minus 2, tot atât de bine, da? Face AC-ul repede văzut 10. Ei, și că dacă e 10 și își pui la mijloc, e de așteptat să fie de 4,5. Adică mijlocul F-ul nu, 4,5, jumătatea la 10 este 5. 5. Adică 4 și încă un centimetru. Pe seara, 4 și încă un centimetru, deci 5 centimetri. Atunci, în ideea asta, știm să-l poziționăm pe F. Încă F are ca lungime până la 5, un centimetru. Și mijlocul din F, e aici, de la V la P, la mătoare pe P, de 0,5. Deci mijlocul lui B, F este B, B sau P. Mijlocul este punctul P. Mijlocul este punctul P. Încât B, P este de 0,5. Și atunci, mijlocul lui B, F, am vorbit, al lui D-E. Mijlocul lui D-E, care e compus din cine D-E? Dintr-un 2 ăsta și un 3. Da. Cu altă cuvinte, hai să zicem așa, stă 2 deoparte și 2 deoparte, că D-E este cât F, F-E. D, pardon, D-B, D-B este cât B, cât F-E. Din ce motiv? Că D-B este de 2, iar F e, pus, am rămas tot de 2, cum l-am mușcat aici din 3. Da? Și atunci, 2 stă de o parte și 2 de o parte și rămâne 0,5. Deci mijlocul lui BF este exact mijlocul lui D-E. Da? Mijlocul F e egal mijlocul D-E. Ne oprim aici și trecem să facem fișierul vostru, da? La clasa a 4-a? A 5-a. A 5-a, da. La 4-a.